În fiecare dimineață, după ce mă trezesc, încerc să ies un pic pe balcon. Dacă pot, meditez un pic. Dacă nu, încerc mai târziu pe parcursul zilei să-mi găsesc măcar 5 sau 10 minute în care să meditez cu o meditație de pe YouTube. Vă pot lăsa un link în descriere de la câteva meditații pe care le ascult. Și după aceea, următorul lucru pe care îl fac este să fac patul. Este complet necesar pentru psihic, nu o să fac patul de dimineața, deoarece am auzit chestia asta într-un interviu cu Arnold Schwarzenegger, dacă nu mă înșel, și spunea că în momentul în care încep dimineața cu a-ți face patul și a-l face cât de bine posibil, atunci ai tendința să fii mai productiv pe parcursul zilei, pentru că în mintea ta ești, uite, deja am făcut ceva productiv și ziua de-abia a început. Așa că nu o sar niciodată chestia asta. Produsele preferate pe care le folosesc în fiecare dimineață sunt Foreo, gelul de la Gelovital, e un gel de curățare. E ca și cremă hidratantă, o să vă arăt, folosesc tot asta de la Nux, este preferata mea. Nu se focusează, oh, ok, bun. Mai departe, vrem să vă arăt câteva idei pentru micul dejun. Eu nu sar niciodată această masă, indiferent de cât de pe fugă aș fi, pentru că, așa cum ați mai auzit și voi, este cea mai importantă masă a zilei. Acest lucru se datorează faptului că pe perioada somnului, organismul nostru se află într-o stare naturală de detoxifiere. Și atunci consider că este foarte important cum profităm de această stare naturală de detoxifiere și ce punem în organismul nostru imediat după. Adică e important să îl alimentăm cu vitamine, cu minerale și cu resurse pentru întreaga zi. Este ca și cum primim o nouă șansă pentru a ne reseta și nu numai din punct de vedere al micului dejun, cred că din toate punctele de vedere primim în fiecare dimineață o șansă pentru a ne reseta psihic, emoțional și fizic. Așa că o să vă arăt care sunt primele mele alegeri pentru micul dejun și chiar și cele mai rapide. Înainte de a începe orice altceva, îmi pun un pahar mare de apă cu jumătate de lămâie și uneori, după preferință, mai pun în această apă colagen sau ghimbir sau felii de castraveți. Aceasta este o apă alcalină care ajută la reducerea acidității din organism. Pe mine asta m-a ajutat deoarece aveam crize destul de grave de ulcer sau de gastrită. De asemenea, conține multă vitamina C, care este bună pentru sistemul imunitar, dar și pentru piele. Bun, și mai departe îmi pun puțin colagen lichid în apa de astăzi. Are un gust așa de fructe de pădure, să zicem, că autentă. Uh,
Așa, deci acesta este un colagen care mai conține și acid hialuronic și siliciu și complex de vitamine B, B5, B6, B12 și mai are și cupru și biotină. Acesta este foarte bun pentru piele, pentru elasticitatea pielii și pentru încheieturi. Bun, și în timp ce fac restul micului dejun, încerc să beau măcar jumătate din apa asta și restul după. Mai departe o să fac un smoothie verde. Acest smoothie este plin de vitamine, de minerale, de calciu, vitaminele E, A și C, care ajută la îmbunătățirea pielii, la întărirea sistemului imunitar, deci are foarte, foarte multe beneficii asupra organismului. Și nu uitați așa ca și ajutor. Încercăm să căutăm întotdeauna legumele verzi, pentru că acelea sunt cele mai pline de vitamine, de minerale și sunt cele mai alcaline, care ajută la reducerea acidității din organism. Deci căutăm întotdeauna alcalin, nu acid. Iar ca și fructe, le-aș recomanda întotdeauna pe cele mov sau pe cele roșii, pentru că acelea sunt pline de antioxidanți care ajută la combaterea radicalilor liberi din organism. Bun. Deci eu pun așa în acest smoothie, are 3 ingrediente simple. Eu pun ceva mai mult spanac, apoi banană și măr. Baby spanac. Cam jumătate, da? Din... Eu măsor așa la ochi. Nu știu să vă zic exact cât pun, depinde și cât vreți să faceți smoothie-ul și cât de mare este blenderul vostru. Eu am un blender din acesta foarte practic, a fost 100 de lei, nici nu știu de unde l-am luat, cred că de pe Mag. Deci nu vă trebuie cine știe ce blender. Bun, deci eu pun cam atât baby spanac și mai departe pun apă și îl amestec pe acesta primul, deoarece am observat că ajută mai mult cu gustul și se amestecă mai bine. Deci trebuie să aibă o consistență cât mai apoasă. Mai departe o să pun și bananele pe care le-am tăiat. Și mai departe o să pun și mărul verde și până sus apă. Vă garantez că nu se simte gustul de la spanac, deoarece mărul verde are o aromă foarte intensă și atunci, de fapt, ceea ce veți simți cel mai mult în acest smoothie va fi mărul verde. Dacă vreți, așa ca idee de îndulcitor natural, eu folosesc siropul de agave, nu o să folosesc în dimineața asta, îl mai pun când și când. Sau mai este nectarul de cocos, care la fel este foarte bun. Puteți să folosiți și miere, dar oricum, credeți-mă, este suficient de dulce. Smoothie-ul. O să îl pun și într-un pahar ca să vedeți exact consistența. Încercați să beți cât mai mult posibil din el, pentru că sunt numai fructe și legume proaspete și ele își păstrează cât mai mult din valorile nutritive atâta timp cât sunt proaspete. Deci cam aceasta este consistența, nici foarte apoasă, nici foarte groasă. Bun, asta este primul mic dejun, foarte ușor, cred că durează, nu știu, maxim 5-7 minute, ceva de genul. A doua idee de mic dejun, la fel, este foarte simplă, iar aceasta se poate face și peste noapte. Pur și simplu puneți într-o caserolă de plastic toate ingredientele și le lăsați peste noapte la frigider, iar de dimineața le puteți încălzi și le puteți consuma așa. A doua idee de mic dejun este bazată pe cereale, mai ales pe ovăz, deoarece ovăzul
are niște carbohidrați cu eliberare lentă și atunci vă va ține de foame și veți avea energie pe o durată mai îndelungată pe timpul zilei. Deci asta este dacă aveți multe de făcut în ziua respectivă și nu aveți timp să mâncați la timp, la prânz sau chestii de genul ăsta. Eu combin mai multe tipuri de cereale, de exemplu combin niște tărâțe de ovă, iar Mihai mănâncă foarte mult, așa că nu trebuie să puneți cât pun eu aici, eu pun destul de mult. Iar aceștia sunt fulgi de ovă, care stă mai mari. Nu e mare diferență, e pur și simplu o chestie de preferință și de gust. Puteți să puneți orice cereale integrale. Cereale integrale nu înseamnă Nesquik sau mai știu eu ce chestii de genul ăsta, Cheerios și astea. Așa, scuze, mi se terminase bateria, am pus alta. Bun. Și mai pun și cerealele astea. Astea sunt niște cereale de la Mega Image și nu știu pentru care motiv. Mie îmi place foarte mult gustul lor. Ele susțin ca o mega fibre. Deci astea le amestec de obicei pentru că îmi place foarte mult gustul. Și mai departe, pentru că mie îmi place să arate lucrurile foarte bine în farfurie. Mai pun și niște fructe. De obicei pun o banană. Banana are potasiu. Încerc să-mi și aduc aminte de obicei în fiecare dimineață ce are fiecare ingredient pe care îl folosesc, pentru că știu că este foarte bun pentru organism. Bun, și mai departe o să vă dau și un tips. Eu, ca să nu trebuiască să decongelez în fiecare zi fructe congelate, pun într-o casterolă de genul ăsta, pun fructele care sunt congelate și le țin la frigider, pentru că astfel ele vor rămâne moi și nu, deci ele încă sunt treci, dar sunt moi și nu trebuie decongelate. Și acestea le pun pentru antioxidanți, pentru vitamine. Mie îmi place foarte mult laptele acesta de soia de la Alpro. Este un lapte cu gust de vanilie. Este preferatul meu. Mai îmi place și laptele de migdale și laptele de cocos. Sunt alternative foarte bune pentru un mic dejun sănătos, deoarece laptele de vacă este posibil să nu fie foarte benefic pentru organism. Sunt foarte multe persoane care au intoleranță la lactoză și nu știu. Deci, de exemplu, dacă aveți o stare de greutate în stomac sau o stare de balonare în stomac după ce mâncați, după ce beți lapte, este posibil să aveți intoleranță la lactoză. Dacă v-ați putea reduce consumul de lactoză, ar fi minunat și să înlocuiți cu o variantă mai sănătoasă. Sunt multe, multe tipuri de lapte, cum ar fi, v-am zis, laptele de soia, de cocos, de migdale, de orez, de foarte multe feluri. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi dați un like și un subscribe și ne vedem în clipurile următoare.